Momente solemne în ziua de 27 august, când Republica Moldova sărbătorește 24 de ani de independență. Cu acest prilej, conducerea de vârf a Republicii Moldova a depus flori la monumentul Ștefan cel Mare și la Maica Îndurerată. Deja a devenit o tradiție ca de ziua independenței Republicii Moldova, premierul de la București, Victor Ponta, să fie alături de cetățenii Republicii Moldova. Ponta, împreună cu miniștrii români, au participat la evenimentele dedicate sărbătorii Zilei Independenței Republicii Moldova. Acum 24 de ani, pe data de 27 august, a fost semnată declarația de independență. De atunci, statul Republica Moldova a cunoscut diverse etape de dezvoltare politică, economică, socială și culturală.